și aici. Mm-hmm. Dar toată ziua, îți dai seama, oboseai că te plimbai, stăteai în apă tot timpul și... Nu mă spune făcut aici. Cochișar. Și aici stă ce-i părul. Și aici e acoperit de la nas, așa. E lua mult până scrie așa? Aveau dintre alea, cum se numesc, albume cu tot felul de poze. Și ți alegeai. Numai că la mine, îți dai seama că nu era asta acolo. Și trebuia să le scrii de mână pe o altă hârtie, după aia de aici cu deodorant pe mână. După ce scria pe hârtia aia, punea aici. Colant. Da, așa, și se lipea scrisul ăsta așa cum e acum. Și după aia începea cu pensula să scrie peste. Băga în pena, dădea cu pensula peste, știi? După câteva ori, după ce se usca, te spălai și rămâne așa. Bine, că era mult mai închis. Pe vătoare ai măsă mai decolat, dar... Da. Prima dată și-a făcut Laura, după aia Raimund. Și din cauza că trebuia să închide magazinele la restaurantele, la bucătăria la restaurant, trebuie să mergea să mâncă. Și după aia ne-am întors și ne-am făcut și eu și Laura. Și Virel. A, puteai să-l faci pe umăr, pe picior, până la urmă. Vrei. Dar se face foarte ușor. E foaia de copt. Foaia de copt. Și scrii pe ea, cum vrei tu. Și după aia... Dai cu deodorant aici, lipești și rămâne scrisul ăla de pe... Și desenezi cu creion, nu cu pix, cu creion. Lipești aici și îți rămâne așa. Și după aia îți iei hienă și o pensulă de aia și îți dai peste.